Alertă în Constanța și în Tulcea. Atenție, cad obiecte din spațiul aerian este mesajul ro-alert pe care autoritățile l-au emis noaptea trecută pentru mii de locuitori de la granița cu Ucraina. Oamenii au fost îndrumați să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă și să stea departe de geamuri și de pereții exteriori. Isu Tulcea a precizat că mesajul a fost transmis pe teritoriul județelor Tulcea și Constanța după ce structurile de apărare și securitate Națională au interceptat un posibil atac al Rusiei asupra unor obiective de pe teritoriul Ucrainei la granița cu țara noastră.